Eu am o bucurie, cum zicea o cântare, am bucurie ca fântâna. Dar știți de ce? Ce bucurie poate avea fântâna? Că atâția dau cu pietrine, alți aruncă câte un vreas, câte cine știe ce. Dar când îi arde arșița soarelui, tot la fântână merg să bea apă. Am bucurie ca fântâna, că până astăzi Domnul face ca izvorul să nu sece. Mărească-se Domnul! Amen. Apoi, mai am o bucurie. Și bucuria asta iară-i mare. Pentru că sunt mântuit. Amen. Eu nu vorbesc cu o nesiguranță, ci eu vorbesc cu siguranță. Ca citit fratele acei, lucrările Domnului sunt minunate. Gloria Lui. Și în viața asta am avut fericirea să-L aud pe Domnul prin Duhul Sfânt repetat, spunându-mi că sunt mântuit. Ba, încă o dată, pe malul Mării Negre, am vizitat în comuna Mihai Viteazu mai multe familii care sunt foarte săraci acolo. Și la o casă îs două văduve, trăiesc amândouă până azi, dar bătrâne. Pe una o cheamă Tecla și ea-i prorociță. Vizitându-le acolo, când m-am despărțit, eram cu micile Beni de la Nevodar, păstor în zona aia, și acum am intrat în mașină la el, dar numai cu un picior și cu mâna așa pe portiță. I-au venit și s-au pus pe gărduțul ei așa și vorbea cu mine. La un moment dat, frate, chiar acum am primit mesaj din cer. Domnul Iisus te salută din cer. N-am putut râde înaintea ei, dar Doamne iartă-mă, mergând încolo, am râs amândoi. Așa ceva n-am mai auzit de când îs. Dar înainte de asta, la fel o făcut. Frate, Domnul Iisus o zis care să-ți dea bani, dar nu puțini, mulți, dar nu pentru tine. Slavă Domnului că nici pensia nu-i pentru mine, eu puțin mânc din ea, tot la săraci o dau. Dar, zică-te, păstorelul ăsta de la Nevodar, mă, dacă s-o împlini prima cu banii, atunci așa asta o fi adevărată. Dar n-am mai auzit așa prorocie. În fine, era în septembrie și a trecut timpul până în mai cândva. Și eram în Udine, în Italia, în misiune, și mă sună fata mea, Persida, de acasă. Ticule, trebuie să te duci până la Arad. Păi de ce? M-a sunat un frate că trebuie să merg să ridici niște bani de acolo. Păi eu nu pot acum atunci, dar dă-mi telefonul. Îmi dă telefonul și îl sun. El mă cunoaște pe vorbă. Frate Hozan, trebuie să vii până aici, mă, nu pot, mă, eu sunt misiune, sunt Italia, la Udine. Dar dacă vine fata mea Persida cu jinerile ghiței, dai, dau numai să mă scap de ei. Bătrâna zice, dar nu puțini bani, mulți. Ăsta, când îl întreb, câți bani, mă,
Acum, din mintea mea, a ieșit un pic exact, nu sigur, 20 sau 25 de mii de euro. Dar el zice, nu-s puțini, îs mulți bani, repete exact fraza lui bătrâna, știi? Dacă vin jinerile și fata mea, îi dau. Și așa am putut pricepe că și a doilea, cum făcea ea cu mânuțele ei, chiar acum am primit mesaj din cer, Domnul Iisus te salută. A fost drept și aia. Dar pe noi, pe toți de aici, în seara asta, Domnul Iisus ne salută. Ne salută cu har, ne salută cu pace. Prin salutul Lui avem sănătate. Că salutul Lui pentru noi e binecuvântare. Salutul Lui pentru noi e viață, e putere. Dar vedeți bine, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 17, începe și zice acolo, Tatăl meu lucrează. Ce lucrează Tatăl? Nu știm. Tatăl meu lucrează. Dar ne mai spun înțelepții ăștia, cum un studiu foarte adânc făcut de Pic Popovici când trăie, el a umblat mult în lume, când ne-am întâlnit întâiași dată, m-am întâlnit cu el în Australia, în Melbourne, și eu am nimerit mai târziu, el era la Amvon și frață m-a dus așa pe o ușă prin spate, am venit aproape de el să-mi toarnă de la Amvon, zâmbește și întinde mâna. Pare că ne-am cunoscut de o viață, dar nu m-am văzut cu el niciodată până atunci. Și m-a îmbrățișat așa de cu drag. Era baptist, dar el spune că încă când locuia la Curtici, l-a cercetat Duhul Sfânt. El nu nega botezul cu Duhul Sfânt. Am auzit că în săptămâna asta trecută, în serviciile care le-ați avut, frații de aici, fratele preiubit și ceilalți s-au ostenit să vă arate importanța Duhului Sfânt. Dar aș vrea să vă întreb acum, chiar dacă nu-mi puteți răspunde, credeți toți că trebuie să fiți botezați cu Duhul Sfânt? Și dacă ați fi sinceri, să ridicați o mână cei care nu credeți că trebuie să ai vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt, ar fi o minunăție. Eu și așa nu v-aș vedea de aici, dar Domnul v-ar vedea. Sunt atâți penticostali care nu mai cred că trebuie să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și sunt atâți păstori legitimați care vorbesc împotriva vorbirii în limbi și a botezului cu Duhul Sfânt. Eu am ordinat mulți, dar vreau să vă spun că n-am ordinat pe niciunul care nu era botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Cum adică să pui în fruntea celor botezați de Domnul, care au prorocii, vedenii, vise minunate, să pui unul care habar n-are de așa ceva? Nu se poate. Chiar în Sibiu am avut una ca asta. Avem pe fratele Barac Vasile, care e pastor acum, toată adunarea l-a votat, niciunul măcar n-a fost contra. Și gata,
să-l ordinez. Am trimis și după fratele Gurău, la Brașov, dar ceva nu bătea. L-am întrebat, mă, tu vrei să fii ordinat? Nu, frate. Păi, mă, cum? Așa vorbea de frumos, așa se ruga, vai, Doamne, nimeni nu putea zice că nu-i botezat de Domnul. Mă, vrei să întrebăm pe Domnul? Da. Își ia el nevăstuța lui, pe Bianca, eu nevasta mea, și plecăm în trei locuri unde am știut că sunt proroci care să primim o științare. Nu i-am găsit acasă. M-am oprit la nepotul meu, Victor Șuteu, în Petrești. Oh, pace, unchiule, nu știu ce, nu știu, măi. N-am venit pentru mult timp, scurt, o rugăciune și noi plecăm. Ne punem pe genunchi și n-auzim nicio prorocie. Ne sculăm în picioare, Victoraș, dragă, nu ți-a arătat Domnul ceva? Unchiule, nu știu ce să zic. Mă, nu trebuie să știi tu ce să zici. Dacă ai primit ceva, aia să ne spui. Păi, unchiule, am văzut pe fratele ăsta cu care ai venit la mine că trebuia să urce mai sus, dar nu putea urca. Avea o Biblie mare, ui așa, peste mâini, că predica foc. Dar Duhul Sfânt a zis că nu poate urca, fiindcă el nu pătrunde în taina și în adâncul Bibliei. Mulțumim, mă! Mergând către casă, atâta ne zdrobim, măi, dar cum ăsta predică așa frumos, ăsta așa, ăsta așa? Nu pătrunde în taină. La un moment dat îmi dă aminte, măi, Vasile, dragă, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Nu. Cum, mă? Ai fost tot cu noi, ai participat la rugăciune, ai văzut botezuri, ai văzut eliberări de demoni, ai văzut vindecări de boli grave, ai văzut oameni schimonosiți, cum a venit unul de pe Valea Jiului, adunat tot grămadă, nu mișca mâini, nici picioare, nici capul, numai ochii mișca încolo, tot era adunat grămadă. Cu mare chin l-a putut scoate din mașină. Și în mijlocul adunării, rugându-mă pentru el cu frații, toți, toată adunarea, la un moment dat am poruncit în numele lui Iisus să se ridice în picioare și s-a ridicat. Am trimis pe nevastă și-a dus o bucată de pâine cu miere de albină. Ia tu cu mâna ta, mă! Și-o închins și-o luat. Mâncă, dar nu pot mânca. Așa era umflat stomacul lui, era ca un petroi tare aici. În numele lui Iisus, mâncă! Și-o mâncat și s-a desfăcut stomacul și s-a dus pe picioarele lui afară, pe stradă, vecinele, toate erau pe la porți, că l-au văzut când l-au scos din mașină și cum l-au luat așa pe scaun, doi inși, mâinile făcute scaun și l-au dus în adunare și la urmă au văzut atâta gălăjie mare când l-au vindecat Dumnezeu, striga frață, se învârtea tot roată, gâneai că e un roi de albine. Nu mai conta pe când se înturna de care dădea, îl prindea și îl pupa de pocnea. Se înturna dincolo, până nu mai era fată, băiat, bătrân, babă, ce era, toți numai un pup și un plâns și un urlet. Dar o vecină de peste drum,
Ce aveți, măi, oameni buni? De faceți atâta gălăjie când o ieși din biserică în curte, tot așa mereu, tot așa mereu, până în stradă, după ăsta care a fost vindecat. Dar luați-i de la gușterița, trăiește și acum. Ăla era puternic, vorba lui, ca de tigru. Am văzut pe Dumnezeu în adunare! Mărească să nu. Lucrările Domnului sunt minunate. Tatăl meu lucrează. Ce lucrează Tatăl? Înțelept să spun că Dumnezeu nu s-a oprit. Tot mai apar stele gigante, mari. Prima descoperită mare era așa de mare că dacă ai goliu să rămână numai coaja, soarele la mijloc și pământul cu rotația lui ar putea să oscileze în jurul soarelui fără să atingă coaja. Steaua Andromeda. Dar asta e una din cele mici, după cum povestea fratele Pic Popovici. Și el ne spune, ce vedem noi cerul ăsta, e o galaxie, dar la mare distanță e alta, numit cerul 2, de care Biblia nu vorbește. Și evanghelistul ăsta din China, din India, care se plimbă printre noi, printre români, el are părerea că acolo locuiește duhurile necurate de care zice că din cer ele ne atacă. Dar o altă mare distanță și acolo e a treilea cer. Și în a treilea cer Pavel Apostolul ne spune că acolo e raiul lui Dumnezeu. Dar Pic Popovici, cercetând lucrurile și mergând în California la aparatele alea care văd departe, departe, spune că sunt ca cerul nostru 7 miliarde de aranjări și Dumnezeu e deasupra lor. De aceea spune că El locuiește în locuri prea, nu în alte, în locuri prea înalte și că Domnul Iisus Hristos a dus în locuri prea înalte, la dreapta măririi, mărească-i să numele. Dar salmistul ne spune că de acolo El privește să vadă tot ce se face în cele 7 miliarde de ceruri și pe pământ. De aceea lucrările Lui, spune aici, sunt minunate, glorie Lui. Așa ne vede El de la înălțime, că de El e plin cerul și pământul, văzduhul, apele, mările și sub pământ, tot e a Lui. Peste tot El domnește, glorie Lui. Dar Domnul Iisus Hristos, după ce spune că Tatăl lucrează și după înțelepții ăștia, El lucrează. Nu s-a oprit atunci. Apoi spune, și Fiul lucrează. Ce lucrează Fiul? Fiul lucrează prin Sfântul Cuvânt, ca cei morți în păcat să învieze. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, va învia. Că vine ceasul când cei ce ascultă vor învia din păcat, din lume și vor veni la Sfântul Cuvânt, la biserică. Dar adevărat vă spun că vine ceasul când
cei din morminte vor învia. Ăla-i alt moment. Și învierea celor din morminte e programată de Tatăl. Știți de ce? Pentru că tot ce e al lui Dumnezeu trebuie să fie luat de pe planeta asta și răpit în slavă, că planeta asta e sortită la distrugere. Ne spune Sfântul Apostol Petru în a doua epistolă, capitolul 3, pe gata, cerurile, câte zile, și pământul vor arde și pământul de acum va fugi dinaintea lui și nu se vor mai găsi loc pentru ele. Aici Dumnezeu a făcut un loc pentru pământ. Întâi a făcut cerurile, apoi a făcut pământul ca să găsească loc. În felul acesta, Lupchian Georgică din Brașov, un om cu un experiment mare făcut, pe care a uimit pe înțelepții României și a fost trimis și în Elveția între 140 de oameni care fiecare a iscodit câte ceva, el a fost primul pus acolo. Îl puteți chema aici să vie, să vedeți minunile astea. Cu toate astea s-au găsit pe internet, că acolo e scris tot și mai vă arată și poze, cum lucră el, cum a lucrat. Ei, când o stat după mine o jumătate de zi și o noapte, până când am sosit, nu și-au adunat lucrurile, ca să îmi documenteze, să văd și eu. Când mi-a dat un glob luat din prăvălie, o zis, frate Hozan, fixează globul ăsta să stea în aer. Dacă l-am pus mai sus, l-a atras steaua polară. Dacă l-am lăsat mai jos, l-a atras cele 5 stele ale sudului. Dacă l-am fixat la mijloc unde e locul lui, am luat mâna de pe el și eu așa a început și s-a rotit exact cum se rotește pământul. Singur, singurel. Ana, încântarea ei vorbește de stâlpii pământului. Dar salmistul spune că Dumnezeu a spânzurat pământul pe nimic. Nu are, ce știu eu, stâlpii ăștia a spus, puterea aia magnetică dintre cele două forțe unde e așezat de Dumnezeu și ăla nu se clatine până nu-i vine ziua. Când îi vine ziua, își pierde echilibru și fuge și nu se mai găsește loc pentru ele. Atunci înțelepții de astăzi a găsit că există o gaură neagră în univers. Și orice stea, cât ar fi de mare, dacă se apropie, o atrage și în ea e dizolvată complex și iese alta stea pe altă parte. Probabil, după știința asta, va fi soarta Pământului și a ce vedem noi astăzi. În schimb, Biblia ne spune clar că după asta va fi un cer nou și un pământ nou. Mărească-se numele Domnului. Și acolo cei mântuiți vor fi cu Iisus. Pentru ei distanța dintre pământ și cer nu va mai fi lucru mare, ca pentru Iisus înviat din morți. Că noi, dacă ne păzim gândurile, dacă ne păzim inima, dacă ne păzim simțurile, dacă ne păzim vorbele, dacă ne păzim ochii, dacă ne păzim trupul, atunci ne spune cuvântul, când va veni El, Iisus, vom fi ca
Cum? Ca El. Cu o condiție, dacă nu am fi despărțiți de trup. Dacă am fi despărțiți de trup, nu mai putea fi ca El. Despre cel din Corint, Pavel arată cum ar fi despărțirea de trup. Sufletul să-i fie mântuit, dar trupul, vedeți? De aceea Pavel spune așa de clar că nu este niciun păcat mai grav decât păcatul curviei, că acela păcătuiești împotriva trupului tău și îl lipsești de a-L întâlni pe Iisus când vine. Ori dacă vreți și ați trecut prin ceva asemănător, încă mai aveți vreme astăzi să vă rugați, să postiți, să vă mărturisiți, să chemați pe Domnul în ajutor, până vă va spune El, v-am iertat. Atunci tu ai scăpat de asta. De aici, din America, vine un frate, așa, ce știu, 30 ceva de ani, în România, și mă cheamă cu el, când trăiam în România, acum azi 28 de ani de când sunt în Canada, că tu știi, săraci, tu știi, vase de lucru și așa. Și mă duc cu el. Omul foarte vesel așa, na. Ajungem la socra lui ăsta, mă rog, la sora Palaghe, în Feleac, socra lui Ovidiu Druhora. Ea era o prorociță vestită. Când ne plecăm pe genunchi, strigă Duhul Sfânt la el. Bărbatule, fă asta, fă asta, fă asta, mărturisește-te, luptă-te și dă lecții ce să facă ca să ți se vindece mușcătura șarpelui. Am fost tare curios. Am auzit de multe ori vorbind Duhul Sfânt câte la unii de șarpe și de mușcătură de șarpe, dar n-aș știu ce-i. Și atunci am stat și am îndrăznit până la urmă. L-am ispitit, cum s-ar zice. Frate, cum e asta? Cum e asta? Frate Hozan, știi ce e asta? Nu. În viața mea m-a păcălit odată Satana și am trăit cu o femeie. Asta e mușcătura de șarpe. Dar m-am bucurat că Duhul Sfânt i-a dat direcții și l-a învățat cum să facă să scape de păcatul ăsta oribil. Pentru că sângele lui Iisus Hristos ne curățaște de... De ce? De orice păcat, fraților. Nu vă pierdeți nădejdea. Dacă aveți un păcat, veniți cu el la Salvatorul. Nu vă pierdeți nădejdea, opriți-vă din orice stări. Mărturisiți-vă și să aveți o persoană, dacă nu două, la mărturisire, care să vă ajute cu rugăciune. Așa cum diavolul încurcă mintea multora și spune, eu m-am mărturisit Domnului. Asta e o înșelare pe capul tău. Omul lui Dumnezeu David a zis, eu m-am mărturisit Domnului și tu, Domnul, a iertat vina păcatului meu. Dar mărturisește-te și tu ca David. Nu așa că tu te închizi în casă să n-audă nici nevasta, nici copiii, nici soțul, nici mamă, nici nimeni.
Apoi, Doamne, feri să nu știe în adunare cineva. Pentru că ai un orgoliu și o mândrie personală și nu vrei să te zdrobești și să te zmerești înaintea lui Dumnezeu. Eu mi-am scris păcatele mele și în cărți. Păi zicea câte un frate, vai mă, Hozane, după ce ai scris așa, că te-or disprețui, frață. Păi eu asta aștept, mă. Asta aștept. Nu-i nimic că te disprețuiește azi o lume să te prețuiască Hristos, glorie Lui. Vedeți? În felul ăsta, David, cum s-a mărturisit Domnului? A început și și-a scris în cântări, în salmi. Salmul 32, Salmul 38, Salmul 51 și alte locuri din salm. Toate păcatele lui. Și le dădea la mai marele cântăreților când s-a adunat la sărbătoarea corturilor de pe tot pământul evreii și mai marele cântăreț bătea din tobe și din instrumente și râdea pe contul lui David mulți, dar el bătea și striga cântând ce fel de împărat au ei, cum au păcătuit. Păi mi se uscă trupul ca o vlagă, păi nu mai este în mine nici aia, păi mi se usucă limba, mi se lipește de ceriu gurii în urma nebuniei mele. Vezi, trupul meu e numai răni, miroasă greu. Probabil că de pe vremea aia a fost șancărul care îi lovește pe mulți în urma desfrâului. Vedeți? Dar o striga către Domnul până când a primit știrea iertării. Și aia a fost în lege, trebuia bătut cu pietre și omorât. Și Dumnezeu tot s-a îndurat. Dar legea n-a dus nimic la desăvârșire. De aceea noi nu trebuie să ne ținem de lege. Noi ne ținem de legea nouă a Harului. Legea nu-i pentru biserică. Ne oglindim în ea și o transferăm în nou unde se dezvăluie. Nici cele 10 porunci nu-i pentru biserică. Domnul Iisus Hristos a venit și a zis, eu n-am venit să stric legea și prorocii, să le desfințez, adică, ci am venit să le întăresc, să le împlinesc, să le ridic mai sus. Vedeți? Atunci, dacă legea zicea să nu curvești, Iisus a zis, asta nu mai mere, mă, asta nu-i bună. Păi, dacă toate simțurile tale te macină și tu privești după o femeie sau femeia după un bărbat, păi ca și cum ai fi curvit, tot atât ai. Legea nouă nu-i pe afară, legea nouă e prin lăuntru. Legea nouă trebuie să te curățească. Și eu vă spun, dacă nu mă privește cineva cu tentă, bun înțeles, a și prea curvit în inima lui. Vedeți? Apoi după aceea, legea spunea, să urăști pe cine te urăște. Nu-i bună. Mai sus! Roagă-te pentru vrăjmașii tăi, ca să fii fiu de Dumnezeu, roagă-te pentru vrăjmașii tăi. Am avut persoană care tot timpul mă pârea, doi erau de altfel, dar unul îndrâznea câteodată, stătea lipit de tot cu ușii, cu caietul în mână și scrie tot și când nu-i plăcea ceva, păi striga de acolo, zi-mă, zi, că bine zici, tipul, ca să aibă el ce scrie, că Mercuria trebuia să meargă la raport, la securitate.
Dumnezeu a îngăduit nenorociri în casa aia, boale și, Doamne ferește, ce s-a întâmplat acolo. Și acum câțiva ani în urmă, 3 ani, 4 ani, în ziua când eu am împlinit ziua de naștere tipului, că eu nu-mi sărbătoresc zilele de naștere, eu în ziua de naștere, dacă e în apropiere de adunare sau cade chiar într-o zi de adunare, atunci chem pe 2-3 frați lucrători, mă pui în genunchi să roagă pentru mine, mulțumim Domnului și cerem har mai departe și atât ai, nu prostiile lumești, cu torturi și cu lumini și să sufli în lumânare, mă, ce păgâni, mă! Și vin la biserică și mai prorocesc și mai predică, mă, păgânii ăștia. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Înțelepțiți-vă și pocăiți-vă. Nu vă asemănați cu lumea, că nu mai sunteți ai lumii. Noi am făcut un legământ cu împăratul împăraților. Mărească-i să numele. Și împăratul ăsta trebuie să-l slujim, ca așa am jurat în botez. Când Cherecheșoni și-a ridicat mâna asupra mea în apă, la Turda, acolo în Arieș. Tânărule Hozan, ultima întrebare, cât timp vrei tu să slujești lui Iisus? Eu de sub mâna lui am strigat, până la moarte! Pe baza mărturiei tale te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și m-a scufundat sub vălul apii. Apoi până la moarte trebuie să slujim lui Iisus, n-amestecăm cu lumea. Doamne, îndură-te de noi! Lucrările lui Iisus sunt minunate! Ce lucră Tatăl, am vorbit puțin, ce lucră Domnul Iisus? Îi că El învie morții din păcat prin cuvântul Lui, că El e cuvântul Lui Dumnezeu. Dar ce lucră Duhul Sfânt, care este a treilea persoană în dumnezeire și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, una sunt. Și se întreabă mulți, cum una în trei? Păi așa cum ești și tu, iubit ascultător, și tu ești împărțit în trei, pe mai multe planuri. Odată ai duh, suflet și trup, pentru care Pavel se roagă să fim păziți întregi până la arătarea lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul Iisus. Așa că ești întreit, apoi tu ești templu, măi, de aici în sus, e Sfânta Sfintelor, aici trebuie să locuiască Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-un cuget curat, dar nu uitați, lumina nu stă la un loc întunericul. Dacă tu te înholbi acolo la necurății, pe diferite lucruri și pe internet și reviste și ce știu eu ce, mintea ta se umple de întuneric, lumina fuge. Și după ce a fugit lumina, s-a retras dumnezeirea din cugetul tău, tu nu mai poți să te rogi, tu nu-ți mai vine să deschizi Biblia să citești, tu nu-ți mai vine să vii la adunare, tu nu mai ai chef să cânți. Nu pățești tu asta? Tu care mă asculți, care ești aici, nu ești în stare asta? Pocăiește-te, omule, ca să vină lumina înapoi, să alunge întunericul, să se crape de ziua și să ia Hristos chip în noi. Slăviți să fie Domnul! Scumpii mei frați, lucrările lui Dumnezeu sunt minunate. Tatăl lucră, Fiul lucră și Duhul Sfânt lucră. De aceea ai nevoie de Duhul Sfânt.
să nu crezi că tu vei fi pus în rai dacă tu nu poți să te smerești, să plângi, să postești și să ceri de la Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt. E ora 8 și un sfert. Dar, ca să nu depășesc, că a spus la ora 8 jumătate să închei, eu n-aș încheia acum până la 8 jumătate, mâine dimineață, dar nu vreau să vă ispitesc. Dar vreau să vă dau două exemple, ca să știți că trebuie să fiți botezați de Domnul. Aici sunt mulți, poate din Arad, mulți care ați cunoscut familia Kirilenko, sora Persida Kirilenko, mare prorociță, bărbatul ei Nicolae, zilnic în casa lor, prorocii, botez cu Duhul Sfânt și așa mai departe, descoperiri secrete mari prin ea să dădea. Până bătrână a lucrat darul Domnului. Odată a plecat și ea în România și când a venit acasă în Chișinău, m-am ținut de datorie să mă duc să o vizitez, să întreb cum a umblat și așa, vești din țară. M-am dus cu un frate, Banciu, că cu ăla suntem deodată și locuim lângă olaltă. Și m-am dus cu el la ea. Ne-am plecat, ne-am rugat. Băi, în timpul rugăciunii iese un cuvânt. Bărbatul ei, zilele tale sunt scurte, sunt numărate. Și tu trebuie să treci la cele veșnice. Rogă-te să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, că dacă nu vei fi, mântuirea ta nu va fi garantată. M-am speriat pur și simplu. Ce cuvânt a ieșit în casa asta, unde atâta prorocie și atâtea. Și mă întreb către el, frate, nu ești botezat de Domnul? Nu. Păi de ce? Eu nu trebuie să fiu botezat. Păi de ce? Mi-a prorocit o soră, ce știu când, zeci de ani în urmă, că eu nu trebuie să stărui după Duhul Sfânt, că eu-i muri ca martir. Frate, uite-te, ești aici aproape de groapă. Și în Canada nu staie nimeni capul că ești penticostal. Dar după cât te văd, nu ești penticostal. Stăruiește să fii botezat de Domnul. Nu, eu nu stăruiesc. Am plecat și nu a durat doar în 3-4 săptămâni și fratele meu a murit. Nebotezat de Domnul. Alta. Îs chemat la Ighiel. Eram băiat tânăr, atunci necăsătorit, Ighiel, județul Alba, către munți. O sară de stăruință. Acolo era un frate care el a adus credința penticostală în sat. Era numai ostaș acolo. Și s-a înființat biserică și o biserică bună, frumoasă. Fratele Teochion. Un om extraordinar de priceput, în special în lucru cu lemn și din astea, și el a lucrat la primărie, la căminul cultural, la școală, la câte toate. Și nu l-am cunoscut eu până atunci. Duhul Sfânt se îndreaptă către el și îi spune, bărbatule, eu-ți cunosc hărnicia ta. Dar tu mai ai de călătorit în sens spiritual 12 stadii și la 12 stadii o barieră îți va cădea în față, tu nu vei putea trece și ea te va trece la cele veșnice. Dacă nu vei stărui să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, mântuirea ta nu va fi garantată. Și în casa ta nu va mai fi un bărbat. Și așa, și așa, și așa.
Dar dacă vei stărui să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, se va întâmpla asta, asta și în casa ta voi aduce un bărbat de nădejde pentru Evanghelie și va fi aia și aia și aia. Sunt tristat și el și nici mie nu mi-a căzut bine, dar n-am avut ce face, asta a fost cuvântul Duhului Sfânt. O trecut 12 zile, n-a fost nimic, 12 săptămâni, n-a fost nimic, 12 luni, n-a fost nimic. S-a uitat totul. Minune! La 12 ani și ziua era aceeași, marța sau miercurea, care a fost când a ieșit prorocia. Și Sara, bărbat tare, nu așa, cum zic oamenii, ca un zid. După ce se pun la masă, măi, femeile mele, ascultați, eu trebuie să mor. S-au împlinit 12 ani cu prorocia aia până Hozan, eu trebuie să mor. Nevastă să era bolnavă cu inima. Ioane, taci, Ioane, că eu mor înaintea ta, tu dă-mi pace, tu eu trebuie să spui că eu trebuie să mor. Ușa asta, închideți-o, deschide o ușă, întârnați dincolo pentru Nimu și familia lui, băiatul care era și cu ei în casă căsătorit. Aia fă așa, acolo fă așa, pământul ăla îl dai la ăla, că la ei nu era colectiv. Și împarte tot. Și după ce împarte, nevastă sau fată sau cei ai căs acolo, n-o dormit liniștiți, îngroziți. El a dormit. S-o sculat dimineața, mă duc la piaz, la Alba Iulia. Nu te las, Ioane, nu te las! Păi tu ce să fac tu? Prind vitele la car și mă duc să aduc lemnele alea din pădure, că vine vreme grea și le aduc cu greu după aia. Dar nu te las, Ioane, dar nu te las! Păi tu nu mă poți ținea, ci tu cum, mă? Dacă nu știi ce, hai să batem nucii ăștia, că toate nucile ni le fură veverițele. Cu aia au căzut de acord. Avea o paliță lungă, așa, și se urcă cu palița aia în nuc și bate cu ea crenjile, cum era așa, coastă. Ele stăteau aici jos, nucile venea aproape toate până la ele. Nu mai le aduna. Vă patru nuci avea pe acolo, unul era lângă casă și aici lângă casă era poate înalt cât advonul ăsta, ieșit din pământ o piatră de cremene albă, dar aspră. Nucul respectiv avea o stâlpare dusă dreaptă și în vârf era ca un strugure încălcată de nuci. După ce bate toate și merge așa ca mâța pe ăsta cu palița aia în mână, fata, tată, tată, nu te du, tată, taci tu că de tot eu am bătut nuci ăștia în toți anii. O mai făcut două, trei mișcări, s-o desprins și o venit și o dat pe bolovanul ăla cu spinarea, toate și-o făcut o praf și asta l-a trecut la cele veșnice și mântuirea nu a fost garantată, nevasta nu s-a mai recăsătorit, fata era de măritat, nu s-a mai măritat, că Duhul Sfânt a zis așa, măi, tu care ești penticostal scris în registru aici la minunata casă asta, numită și Filadelfia, oare? Așa, tu stai nepăsător, mă? Auzi lecții după lecții? Auzi că trebuie să fii botezat de Domnul? Și tu stai nepăsător? Mă, nu sta nepăsător, că nu știi unde te pândește moartea. Ea nu te întreabă câți ani ai, nu te întreabă câtă școală ai, nu te întreabă ce diplomă ai. Zilele tale, zice Psalmul 139, până nu eram decât un plod, n-aveam chip.
în pântecile mamei mele zilele care erau rânduite, erau scrise în cartea ta. De unde știi câte zile ai tu rânduite? Pocăiește-te, frate, și silește-te pe calea asta, nu cu mândrețuri, mă, cu verighete, cu din astea pe la mâini, și la copii le-am văzut că puneți și, păi, Doamne, măi, câte ciudățenii, mă! Apoi mașina măcar, că ar mai putea merge 200 de mii de maile. O schimb care altă mai mare și bași bani acolo. La sărac, tu nu te gândești. Dai așa, nimica toată. Dar te duci și joci la jocuri de noroc și bași bani acolo. A zecea parte nu bași la biserică. De acolo îți bași salarul tot. Ai tu minte ca pocăit? Fraților, e vremea să ne pocăim. Am putut să vă vorbesc așa frumos, să vă laud, mă, că aș avea de ce, uite ce aveți aici, slăvit să fie Domnul. Dar nu mi s-o dat pe gură să vă laud. Ni s-au dat cuvintele astea pentru care eu mulțumesc. Slavă Domnului. Și aș dori ca toți împreună cu mine să știm că Iisus vine. El vine și nu tace. Înaintea Lui apoi merge un foc mistuitor și împrejurul Lui o furtună puternică. Și apoi El strigă spre cer, sus și spre pământ, jos. Adunați-mi pe credincioșii care au făcut legământ cu mine. Legământul tău, tu nu-l poți anula. Dacă nu mai vrei să vii la adunare, tu nu anulezi legământul. Dacă vrei să te duci în lume, tu nu anulezi legământul. Dacă te dedai la desfriu, la hoții, la bătăi, faci omoruri chiar, tu nu desfințezi legământul. Dumnezeu a zis, pe viața mea eu nu rup legământul. Ai făcut un legământ la botezul în apă, ăla Domnul nu-l rupe. Am cunoscut pe un frate Nicolae, proroc, foarte bun. Merea pe drum, întâlnea un om nepocăit și îl oprea pe loc. Asta ai făcut, ai grijă, că Domnul te vede, să temea oamenii de El. În adunare, când îl punea la cuvânt, era o minunăție, era o călugăriță catolică în sat, mereu întreba, când îl mai puneți pe Niculae, că tare aș vrea să-l mai ascult. Dar Niculae, Dumnezeu l-a îngăduit la o încercare, s-o bolnăvi nevasta, el nu a mai putut să folosească de nevastă. Și-a trecut mai mult timp și avea și o slujbă bunicică, el așa. Ce s-a întâmplat în capul satului, unde el merea era o văduvă de război și aia, sigur, a vrut să aibă un bărbat, avea o fetiță de crescut și ieșea în cale mereu, cu o plăcintă, cu un ceai cald, iarna și așa, până l-a prins în cursă. Când l-a prins în cursă, ninune, frață n-auzi, dar lumea toată știut în sat, toți vorbea de Niculae Pocăitul. L-a chemat frață, n-a recunoscut. Unul de la poenile Zăgri, un bun proroc, aduna voștine, adică fagurii de la albine, cum omorat un stupid de lua amnerea. Și el aduna astea. Striga, la voștine, la voștine, om frate, mă, ce voce așa cunoscută, să duce, măi, prorocul cu tare, vine, măi, Ioane, către fratele Micle Ion, măi, Ioane, îi la noi în sat prorocul ăla, mă, hai, mă, să ne adunăm și să vie la adunare, să întrebăm pe Domnul, ce-i cu Niculae, mă? Și ăla, gata, mă,
toți fug în toate părțile, vin frață grămadă, vine și Nicolae. Și vine ăsta, frate, să ne rugăm, bine, să rogă odată, frate, ai avut ceva? Nu am avut. Hai să ne mai rugăm odată, frate, ai avut ceva? Nu. Hai ne mai rugăm odată. La treia rugăciune nu mai întreabă nimeni, ai avut, n-ai avut, dar să scoală el, să duce și pune mâna pe Nicolae. Nu știu ce aveți aici, ce ați vrut să întrebați, dar Domnul mi-a arătat pe omul ăsta. Negru cum n-am văzut și hainele mai negre și peste haine inima aici afară, neagră, mai neagră decât toate celelalte negrețuri. Și în jurul inimii un fir de aur strălucitor zvârlea rază în toate părțile. M-am mirat tare și m-am rugat, Doamne, dar ce înseamnă firul ăla de aur așa strălucitor în atâta negrețuri? Și Domnul a spus, ăla-i semnul legământului care l-a făcut cu mine la botezul în apă. Eu nu-l rup până în ziua judecății. În ziua judecății rup semnul legământului și el își va da socoteală de ce a făcut și va merge la locul lui. Să nu crezi că dacă tu nu mai mergi la adunare, ai scăpat. Tu ești un oștean la împăratul și el are drept să te urmărească în orice țară te-ai duce. Glorie Domnului! Haideți, fraților, să ne pocăim! Amin!